Vai, ce m-am mai distrat văzând azi o știre, auziți? Comisia de la Veneția discută ordonanțele de urgență pe justiție date de Tudorel Toader și modificarea legilor justiției. Bă, dacă stăteam după voi, deci lăsați, bă, uitați de legile astea, că facem altele acum cu domnul Orban, cu domnul Iohannis, tocmai s-a dat comanda. Vorba lui Mamaia, sunteți buni de trimis să aduceți moartea voi, mă. Și mai ușor cu analizele despre ordonanțele lui Tudorel, că noi avem acum alte scandaluri. Uite, voi știați că ăștia din ALDE s-au înscris în grupul PSD? Da, Vosganian și-a înnodat el limba acum câteva zile, încercând să explice că de fapt ei nu sunt penibili și jalnici și ridicoli că au trecut în grupul PSD, ci altfel. I-a reușit, da. Deloc. Mă duc eu să protestez, nu știu care o știu. Stați un pic, vă duceți dumneavoastră pe persoană fizică, dacă... vă duceți împreună cu colegii de partid, vă duceți împreună cu singur, vecinii. Că nu, cred că, da, mă duc cu prieteni, deci care sunt de acord cu mine, oameni care au afaceri, nu vine... oameni care plătesc taxe. Dacă și se prelungește starea de alertă, da, prin vot în Parlament, nu mă duc sunteți... să mă bani nici cu poliția. Nu, să... vă duceți în mijloc, da, acolo unde era Duba aia. Evident. Da, iurea, cum a zis și Iohannis, azi se va prelungi starea de alertă, dar Ponta a zis că iese în stradă, da, stă singur acolo. Mă rog, el spune că împreună cu prietenii, deci singur, care prieteni? Daniel ăla, dator vândut la Voiculescu? Sau cu Mihai Tudose, alt mare prieten? Nu mai vrem să participăm la acest joc. Deja este clar că este un joc politic. Se urmărește același sistem de achiziții publice directe sub masca acestei stări de alertă. Partidul Social Democrat nu este dispus să voteze o prelungire a stării de alertă. Oh, ce Marcelinio! Se îmbogățesc ăștia mai mult decât voi? Ce bulan au avut cu pandemia asta, nu? Să dați lege, bă, că în pandemie, în războaie, în chestii de-astea mari, să se facă, domne, un guvern de Uniune Națională, ca să ciordiți toți. Așa e frumos. A fost amuzant Ciolacu, a zis așa. Eu aștept specialiștii să se exprime, în primul rând pe domnul Raed Arafat. Na, la care viața ce a zis? Ia să-i dau eu una peste botic domnului Marcel, domne, și jap! Starea de alertă este posibil, normal, să se prelungească, ca să ne permită coordonarea și modul de lucru care îl avem actual. Vedeți? Să mai ziceți că viața nu se uită și ea la televizor. Se uită, se uită și are și umor. Mult umor. Deci, Nea Ciolacu, aș ceru părerea unui specialist precum Arafat? Sunteți servit. Dacă lăsăm totul și spunem că totul se întoarce la normalitatea de înaintea virusului, ar fi o greșeală. Eu cred că aici comitem o greșeală majoră, da, și care s-ar putea să o plătim foarte serios. Marcele, zi bre ceva, că ia uite aici specialiștii cum ți-o livrează direct în Bârnău. Mă rog, ce voiam să vă spun este că urmează un mic circ pe treaba asta cu relaxarea și starea de alertă. Și e bine că există, zic eu. Adică da, ascultăm părerea specialiștilor, apoi decidem politic. Votăm, hotărâm, ne asumăm. Vorba aia, mă uitam ieri, se ceartă în Suedia politicienii ca Chiori pe măsurile care trebuie luate. Cum să nu se certe ai noștri? Dar avem noi oameni politici care să nu se ascundă în spatele deciziilor? N-avem, vă zic de acum. A, sau avem de-aia care își asumă numai nenorociri, tăieri de pensii, de salarii, de-aștia avem. Fac apel la responsabilitate către membrii Parlamentului. Nu mai votați astfel de acte normative. Nu mai votați pomeni. Orbane, știi ce voiam să zic de fapt? Că ar fi bine să tremure puțin chiloții pe tine. Hai să te vedem, ce ți-asumi? Dai drumul la economie cu totul sau te agăți de starea de alertă ca să mai tabarles congresul și voi nițel cu firmele de partid? Și mai e ceva, și că ai credibilitate în fața oamenilor să le spui că mai durează restricțiile? Sau ție că oamenii vor zice, pleacă mă consumatorule de aici, adică tu bei și fumezi în birou și ne impui nouă reguli? A? Nu tremură nici acum chiloții pe tine, și că măcar un pic? Și vreau să-ți spun că plec acum, plec pe un lung drum.
El cântă, mă, și stă bine în șah, cum zicea zilele trecute. Pasta o are de la Tăricianu, da? Nea Tări zicea că se ține tare în șah când avea meciuri cu Traian Băsescu. Aha. Erau vremurile când Orban îl idolatriza pe Tăricianu. Era modelul lui în viață. A, apropo de cântat, nu știți pe aia preferata lui? O zice când e singur în birou, da, e cam așa: mă iubește țigările și e moarte după mine. N-am eu timp de ele cât vreau, că trebuie să mai și beau. Tam, tam. Păi acum am fumat, dar mă bate gândul. E, iar acum, dragi elevi, am râs, am cântat, am... Orban Ludovic stinge imediat țigara aia, imediat! Așa, vă rog frumos să închideți cărțile, caietele, băgați totul în bancă. Avem un test oral, oral, la educație sexuală. Ia să vedem. Ah, elev Cristian Tudor și Popescu. Aola, ce-i mă cu șapca aia pusă invers pe cap? Mă, unde ești, mă, tu l-a agățat? Unde te crezi? Ia uite la el, domnule, ia uite la el. Vine la școală echipat de penis de tâmp. Ne părea ciudat contactul sexual, de pildă, în momentul în care am văzut cum este el, mi s-a părut în primul rând dezamăgitor. În capul meu era ceva, trebuia să fie un soi de dezlănțuire de energii cosmice, un lucru mult mai complicat. Mi s-a părut prea simplu. Na, i-a căzut un subiect prea simplu. Na, sexul banal, mă, simplu, nimic special. În tinerețe, să știți, în timp ce făcea sex, CTP rezolva și integrame. Făcea rebusuri, mă, în minte, ca să devină sexul mai interesant. Parcă îl văd la prima partidă de sex. Așa, și deci tu zici că eu bag chestia asta mea în chestia aia ta și spui tu că-i mare șmecherie? Da, Cristi, da, hai, Cristi, bag-o, Cristi. Stai, dragă, că nu înțeleg ce e așa extraordinar, ai răbdare. Adică, uite, ieri, de pildă, am văzut Călăuza de Tarkovski, demență, m-am cutremurat, dragă, artificii, fluturi în stomac. Iar acum vii tu și zici că dacă... mai ieși goală cu chestiile alea, cu... glandele mamare expuse cu... Nu, deci nu se poate așa ceva. Iar domnul CTP ne ținea prelegeri despre normalitate. Eu înțeleg, are o noimă ce spune. Ca adolescent, ți se poate părea ciudat sexul prima dată, primele dăți, fie și pentru faptul că băiat fiind durează circa o secundă. Dar felul în care o face, boss, nu putem să nu ne distrăm, mulțumim. Tras concluzia, precum Emmanuel Kant, după ce a avut primul contact sexual spre bătrânețe, împins de prietenii și colegii lui, spus, mișcările sunt ridicole. Durează puțin și mișcările sunt ridicole. O, domnul intelectual german, ne scuzați, Emmanuel, era o serie de filme erotice. Pe marele filozof german îl chema Emmanuel, cu I, șeful, da. Noi ne tot întrebăm de ce e necesară educația sexuală în școli. E necesară la om, nu la copii. Chiar așa, o tot dăm că trebuie educați copiii în fel și chip, fraților. Adulții trebuie educați în primul rând în țara asta. Domnul CTP și, așa ziceți, dezamăgire totală. Recomandarea mea, șeful, încercați și cu o femeie. Întotdeauna singur e mai trist. Așa vă învață pe voi la școală? Vă rog, vă rog, eu vă implor, depun petiții, pichetez ce trebuie pichetat. Băgați-l pe Meleșcanu în... Băi, Marote, te rog frumos. Dar ce să fac? Băi, nu, ziceam așa, dar nu unde crezi tu. Ziceam să-l băgăm pe Meleșcanu în patrimoniu UNESCO, în ceva așa, că acest om trebuie protejat. Generațiile viitoare trebuie să aibă mereu în față imaginea unui vierme politic de aceste dimensiuni. Teodor Meleșcanu, zis Mele, zis du-te bă acasă, zis omule ești penibil. Deci Mele s-a înscris în Partidul Puterii Umaniste. Iar în ceea ce mă privește e un pas firesc
spre zona umanistă și în mod evident voi fi printre cei care vor pune la dispoziție tot ceea ce înseamnă experiență și capacitate de lucru. E un pas firesc, auzi? E un pas firesc. Pasul tău firesc e spre casă, mă, nene, mă. Pasul tău firesc e la plimbare prin parc. Pasul firesc e afară din viețile noastre și din deciziile care îi afectează pe copiii noștri. De la preluarea guvernării, PNL a atras 12 parlamentari de la PSD, ALDE și Pro-România. Socialdemocrații au pierdut 23 de aleși, iar ALDE și PMP au rămas fără grupuri la Senat în urma migrației politice. E, asta e o știre din ianuarie. Între timp, au mai migrat și alții. Să vă zic ceva foarte tare. 11,5% dintre parlamentarii PNL sunt traseiști veniți de la PSD sau de la ALDE. Mulți veniți pe bani, vă dați seama. 12 deputați și senatori de la PSD și ALDE s-au dus la PNL. Iar PNL, desigur, i-a primit cu brațele deschise. Asta așa, pentru când o să-l mai auziți pe Șică vorbind despre traseism și verticalitate. Sau mai era unul tot așa foarte vocal de la PNL. Cum îi zice? Tot așa el era, vorbea despre chestiile astea, despre valori, despre traseism, despre... cum îi zicea, mă? Eu consider că cea mai dură boală a democrației românești este și a vieții politice, este traseismul politic. Mă voi opune atât cât pot și voi încerca să impun o lege prin care să blocăm traseismul. Este o boală, o nenorocire pentru România, traseismul. Nimic nu e mai grav decât traseismul politic. Așa, domnul Batistuță. Oricum, rar o creatură politică atât de libidinoasă ca Meleșcanu. 7 partide, nenică, 7. S-a pus nenea ăsta în slujba țării din toate pozițiile. Da, ne-a rupt cu munca pentru țară. Alo, familia, luați-l pe nenea ăsta acasă, pe bune, râdem, glumim, dar nu vedeți că e prăjit? Nenea mele, acum să nu faci pipilică în diplomat, da? Nu este problema mea. Acum, deja nici nu mai contează mărirea de pensii, pentru că e clar că va fi ceva simbolic, măcar să acopere inflația. Halucinant este cum se discută la noi despre aceste pensii. Din felul în care vorbesc unii despre pensii, ne dăm seama că cei care sunt la putere se consideră stăpânii banilor. Iar faptul că dau pensii așa, că sunt ei băieți buni, că altfel... Alocații cât și pentru pensii sunt temele preferate ale PSD-ului de ani de zile, cu care au păcălit oamenii, sacrificând toată dezvoltarea economică a României. Pai de mine! Incredibil! Bă, nu poți fi atât de nesimțit! Băiatul ăsta a ajuns șeful cancelariei premierului Orban. Dancă! Deci pensiile astea exorbitante de 700 de lei, de 1000 de lei, să știți că au ținut țara în înapoiere și sub dezvoltare. Alo, moșule, băi, cheliuță! Da, da, tu ăla cu Ferrari. Unde te duci? La aeroport, te așteaptă avionul pe care ți l-ai luat din ultima pensie, PSD-istă. Te-ai vândut pentru o insulă în Caraibe, nenorocitule. Of, ce-o fi în capul acestor oameni? Cum să le spui celor 2 milioane și ceva de pensionari care primesc sub 1000 de lei pe lună că sunt vinovați pentru înapoierea țării? Cum? Vrem să dublăm investițiile, vrem să creștem, să facem o dezvoltare economică, să facem în sfârșit autostrăzi, vrem să facem dezvoltare pentru România, nu să aruncăm cu banii pe fereastră. Acum pe bune, ăsta, dacă ar exista miliția prostiei, ar trebui arestat pe loc. E oare posibil ca acești oameni să nu priceapă că pensionarilor li se spune de 30 de ani că nu sunt bani, că urmează, că vom vedea, că hai să mai vorbim la anul, că după alegeri și tot așa? Bă, eu nu cred. Și mai vine cât un astfel de nesimțit și zice: hai bă, noi n-avem nicio treabă cu oamenii, noi vrem să investim în autostrăzi, dă-i dracu de oameni, oamenii fac sex și apar alți oameni. Pe când autostrăzile sunt mai greu de făcut, domne, mai pentru autostrăzi îți trebuie bani, pentru copii îți trebuie doar câteva minute. Unul în cazul lui Dancă. Și asta a fost.
Repet, repet, nu sunt absurd. România trece printr-o perioadă foarte grea ca întreg globul, dar este exclus să vorbești așa cu niște oameni pe care i-ai călcat în picioare 30 de ani. PNL și PSD plus PDL, adică tot PNL. Ei toți au călcat în picioare demnitatea bătrânilor în această țară timp de 30 de ani. Și vine bâlbâilă ăsta și spune că el dublează investițiile în betoane, adică în bani pentru voi, Dancă, da? V-ați angajat tot partidul la stat și acum sugeți ca centuristele. Dacă nu au bani să dubleze alocațiile, eu îl invit din nou pe domnul Orban. Mâine de dimineață să facă ședință de guvern și să impoziteze toate pensiile speciale. Și atunci o să-și facă rost de bani pentru dublarea alocațiilor. Ce japițe și pesediștii ăștia, somează ei PNL-ul. Nu tot voi, mă, împreună ați făcut aceste pensii speciale? Că nu le-a făcut mama între două sape date în curte? Ce ferm e ursulețul Cocolino, ce justițiar. Ca să știți, nu vor tăia nimic. Vor continua împreună, PNL plus PSD, să-i umilească pe bătrânii acestei țări. Punct. Iar Barna, habar n-are pe ce lume trăiește. Alunecă spre dispariție și cam atât. Na, din păcate, așa stăm, fraților. Adică rău, foarte rău. Așa m-am gândit și eu.